Te salut! Tu știi ce impact are în viața ta ceea ce îți spui? Urmărește acest video până la capăt pentru a înțelege cum să folosești puterea afirmațiilor pozitive și, în același timp, puterea afirmațiilor negative, pentru că este aceeași. Eu studiez de mulți ani mindset, mentalitate și am observat în gândirea pe care o avem zi de zi că sunt lucruri care ne folosesc și lucruri care nu ne folosesc. Și la modul sincer, ne folosește să ne spunem nouă doar lucruri pozitive. Tu obișnuiești să spui altor oameni lucruri nasoale. Eu mai spun, recunosc, nu sunt foarte diplomată. Dar la modul sincer, dacă te ferești să spui altor oameni ceea ce știi că nu le-ar face plăcere să audă, de ce ți-ai spune ție asemenea lucruri? Sunt convinsă că, cel puțin odată în viață, ai auzit despre afirmațiile pozitive. Nu știu dacă ești adeptul acestei practici și dacă îți spui zilnic aceste propoziții pozitive, dar pentru mine a devenit o rutină zilnică. Mă ajută să pornesc bine în fiecare zi și să am o încredere mai mare în mine. Și știi la ce se gândesc oamenii dimineața după ce se trezesc? Exact! La problemele care le au de rezolvat în ziua respectivă. Și asta creează mai multe probleme. Să-ți spui afirmații pozitive poate părea ciudat, dacă nu chiar foarte ciudat, mai ales dacă nu crezi că ar avea rezultate. Dar studiile făcute arată că avem capacitatea de a ne antrena creierul să creadă ceea ce vrem noi să-i spunem. Și cred că ai auzit și tu despre puterea afirmațiilor pozitive. Afirmația este o propoziție pe care o repetăm de minim 2 ori pe zi, dimineața și seara, timp de minim 90 de zile, în care spunem că suntem ceea ce dorim să fim, că avem ceea ce ne dorim să avem, că am atins ținta pe care am urmărit-o. Afirmația repetată pătrunde în subconștient și operează o reprogramare a minții în sensul dorit de noi. Ajunsă acolo, ea devine o sursă de inspirație pentru acțiunile noastre prezente și viitoare. Ne ghidează gândurile și acțiunile în direcția dorită. Prin folosirea acestor afirmații, practic dăm instrucțiuni corpului și minții noastre pentru a acționa într-un anumit fel și putem astfel să depășim anumite bariere interioare, anumite obiceiuri negative și credințe false și putem să ne vindecăm corpul într-un mod uimitor. Putem să ne motivăm pentru îndeplinirea unui anumit scop, putem să fim focalizați pe un anumit obiectiv, putem rezolva nenumărate probleme din viața noastră care se datorează în primul rând unui mod greșit de a gândi. După cum ziceam, repetate zilnic, acestea ajung în subconștientul tău și creează acolo identitatea pe care tu dorești să o ai. Afirmațiile nu îți aduc tot ceea ce îți dorești în viață, dar te ajută prin crearea unui cadru mental în care ai mai multe șanse de a realiza ceea ce tu îți dorești. Principiile de funcționare ale afirmațiilor pozitive sunt următoarele. Viața ta actuală este consecința directă a gândurilor tale. Prin urmare, schimbă-ți gândurile și îți vei schimba viața, iar afirmațiile îți schimbă gândurile. Și cred că vrei să știi acum cum să le folosești. În primul rând, ai încredere. Afirmațiile funcționează pentru milioane de oameni. Vor funcționa și pentru tine. În al doilea rând, afirmațiile remodelează mintea și ne oferă inspirația și motivația pentru a reuși. O afirmație care este corectă trebuie să fie personală, da? Pozitivă, la timpul prezent, și pasională, încărcată de emoție. Putem acționa doar asupra minții noastre, deoarece schimbând ceea ce este înăuntru ei, schimbăm și cursul vieții noastre. Afirmațiile, foarte important, se referă doar la obiective care ne privesc personal. Afirmațiile făcute pentru alte persoane, rude, copii, prieteni, familie, colegi, nu au niciun efect pentru că nu lucrează asupra minților. Iar pentru a întări caracterul personal al afirmației, aceasta începe de cele mai multe ori cu eu sunt, sau eu am, sau eu fac, eu pot.
Pentru a fi eficiente, afirmațiile trebuie să conțină multă emoție, sentiment, pasiune. Acestea transmit mesajul nostru către univers. Noi suntem ca un emițător radio. Puterea de emisie este cu atât mai mare cu cât punem mai multă emoție și pasiune în mesajul nostru. Ați observat poate că oamenii care sunt pasionați de ceva și lucrează de zor și sunt entuziasmați și debordează de energie, ajung de obicei acolo unde își doresc. Cu cât punem mai mult combustibil în mesajul nostru, cu atât mesajul ajunge mai repede la țintă. De aceea, când afirmați, faceți un efort să simțiți bucuria îndeplinirii dorinței. Repetați zilnic, până se transformă în obișnuință. Și am să dau acum câteva exemple de afirmații. După cum spuneam, ele încep cu eu. Cu eu, că este vorba despre mine. Ce fac eu, ce pot eu, ce sunt eu. Eu sunt o persoană importantă și valoroasă. Merit respectul altora. Aceasta este o afirmație despre încredere. Eu îmi îndeplinesc țelurile și depășesc repede orice obstacol. Eu sunt un om de acțiune. Fac lucrurile care trebuie și în ordinea potrivită. Acestea sunt afirmații despre acțiune. Eu sunt puternică, sănătoasă și plină de energie. Aceasta este o afirmație despre sănătate. Eu radiez încredere și bunăvoință. Este o afirmație care crește încrederea. Eu sunt prietenos cu oricine, tratez pe fiecare cu respect și apreciere. Aceasta este o afirmație despre relații. Eu sunt bogat, prosper și abundent. Iubesc banii și banii mă iubesc. Acestea sunt afirmații despre bani. Eu merit și primesc de la viață tot ce e mai bun. Eu mulțumesc pentru tot ce am și pentru tot ce primesc. Acestea sunt afirmații despre mulțumire și recunoștință. Scopul este să-ți construiești încrederea în tine și să faci aceste afirmații să devină adevărate pentru tine, chiar dacă la început nu pare să fie așa despre toate. Tu cum procedezi când îți dorești să atragi soluții, răspunsuri, schimbări în viața ta? Ce îți spui zilnic ție? Îți mulțumesc pentru că ai urmărit acest video până la capăt și te invit să urmărești și video următor în care îți voi spune afirmațiile mele pozitive. Și te invit să te abonezi dacă nu ai făcut-o deja și să rămâi abonat la canal pentru noutăți. Îți mulțumesc!